Buzoienii care își fac cumpărăturile din piața centrală știu cât de greu este să găsească un loc de parcare. O cauză o constituie și multitudinea de dube folosite pe post de depozit de comercianții din piață. Cu roțile desumflate, închise cu lacăte, pline cu lăși și marfă, aceste mașini nu sunt mutate din loc cu săptămânile și ocupă câte două locuri de parcare. Așezate una după alta, dubele folosite pe post de depozit de comercianții din piața centrală ocupă absolut abuziv domeniul public de ani de zile. Mai mult decât atât, din cauza acestor mașini, circulația rutieră în zonă este una de coșmar pentru că lipsesc cu desăvârșire locurile de parcare. O veste bună pentru clienții nemulțumiți, dar proastă pentru proprietarii de dube a fost furnizată astăzi de viceprimarul Fănică Bâlă. Acesta a promis că aceste vehicule vor dispărea în curând de pe domeniul public. Acolo, în mod normal, fizic, concret, un răspuns fără echivoc este săltate. Românește vorbind, săltate. Căutăm și caut modalitățile cele mai legale să fac să dispară acele dube. Dacă nu am reușit eu, în plan personal, mi-am luat angajamentul și nu am reușit cu strada Independenței, partea de comerț necivilizat, măcar cu dubele cred că voi reuși să fac puțină lumină acolo. Deci le voi ridica. Reporterul Campus TV a încercat să obțină un punct de vedere și de la poliția rutieră, însă oamenii legii au refuzat să comenteze acest aspect.